Am revenit, dragi prieteni, împreună cu domnul dr. Horia Muruțan, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din județul Alba. Bun găsit, iată, la ședința demonstrativă, să-i spunem, în ceea ce privește controlul oficial al performanțelor în cadrul Registrului de Rasă Țurcană de la Asociația Dacia. Este întâlnirea anuală, respectiv cursul de pregătire pentru controlori și monitori pe care Asociația Dacia, coordonatoare a Registrului Genealogic pentru specia vine rasa țurcană, îl oferă controlorilor noștri an de an. Bine ați venit, deci, în județul Hunedoara și bine ne-am reîntâlnit. Da, am văzut și foarte mulți crescători din Alba, așa cum vă stă bine întotdeauna să veniți cu dumnealor aici. Și în același timp am și discutat cu mare parte din ei. N-am să discut despre controlul oficial al performanțelor, ci mai repede haideți să discutăm despre problemele crescătorilor în această perioadă, dacă ele sunt și sunt, pentru că așteaptă bănuții pe ceea ce înseamnă susținerea pe cap de animal, SCZ-ul, cum s-ar spune. Absolut, deasupra tuturor lucrurilor și depărtându-ne de situațiile din zonele limitrofe nouă, aș vrea să zic că cel mai important ar fi stabilitatea și faptul că ar trebui să știm, pentru că asta înseamnă, de fapt, orice afacere este, în fond și la urma urmei, ca o regulă matematică și trebuie să știi termenii și trebuie să-ți dea după egal neapărat plus, pentru că dacă nu este în regulă. În conformitate cu toate veniturile țărilor din Uniunea Europeană, crescătorul de oi din România este prejudiciat și datorită întârzierilor. El nu este aliniat la nivelul țărilor din Comunitatea Europeană și primul lucru care ar fi foarte bine să ne gândim, dacă s-ar putea, și bineînțeles conducătorii noștri, să existe nu neapărat echitate, cred, financiară nu poate să existe în acești ani și în acest moment în țările est-europene, dar măcar să știm pe ce bani ne putem baza și cât de cât să-i ajutăm să echilibreze și să rămână niște prețuri cât de cât stabile de la un an la altul.